Bună ziua, suntem la standul Mobil Veta. Aici este un camper van Mobil Veta Admiral, lung de 6,36 m, costă undeva de la 80.000 de euro plus TVA, dar are foarte multe facilități. Haideți să intrăm un pic în ea, să ne aruncăm o privire prin acest camper van. Este motorizarea nouă de la Fiat 2.2, de care probabil știți, ați văzut în alte videouri. Deasupra livingului avem aici spații de depozitare. Lumina cu LED creează o atmosferă foarte plăcută. Zona de bucătărie are aici niște chestii interesante. Ia să vedem. Și practic aici poți pune sticle de vin, tot felul de accesorii, tot felul de obiecte. Deci e un spațiu de depozitare foarte interesant și în momentul în care l-am închis, deja se închide și lumina. Deci are lumină în interior și e pe senzor. În momentul în care închidem acest spațiu, se închide și lumina. Aici altă chestie interesantă este această extindere a blatului de lucru din zona de bucătărie. Într-un camper van știm cu toții că spațiul este destul de mic, dar cei de la Mobil Veta au găsit această soluție prin extinderea acestui blat. Aici este chiuveta cu robinetul care se ridică pentru a putea fi folosit. Interesantă soluție. Și alături este aragazul cu două ochiuri. Aragaz de la can cu două ochiuri. Foarte interesantă soluția găsită de cei de la Mobil Veta, iar pentru siguranță, în momentul deplasării se asigură cu această clemă. Și atunci totul va fi stabil. Dedesubt sunt trei sertare pentru veselă. La fel, un deasupra bucătăriei un spațiu mare de depozitare pentru obiectele de bucătărie. Aici este un suport pentru diferite, nu știu, condimente sau orice. Mai departe este frigiderul Tedford cu congelator, nimic special. Sub frigider avem un spațiu mare de depozitare care are și bară pentru umerașe. Vis-a-vis este baia. Văd că are mânări de imitație de piele sau piele. Și aici descoperim zona de baie cu oglindă mare. Aici avem un sertar mic pentru obiectele de baie. Toate astea sunt pe sistemul push. Iarăși aici un spațiu pentru depozitat diverse chestii. Și ce este interesant, și în momentul în care tragem de chiuvetă și oglindă, descoperim baia. Practic s-a închis zona de toaletă și astfel se creează un spațiu mai mare pentru baie. Da, interesant conceptul. Aici este și o perdea pentru protecția ușii. Da, interesant. Mergând spre spate, aici sunt paturile
longitudinale. Din acest motiv, campervanurile sunt pe două dimensiuni în principiu, cel de 6 metri, vorbim de cele mai clasice, cel de 6 metri și cel de 6,36. Acesta este 6,36, ceea ce permite ca paturile să fie pe lung, pe longitudinal, nu transversal. Foarte multe spații de depozitare care se întind pe toată partea superioară a zonei de dormitor. Clasica trapă, geamuri, aici sunt cam toate la fel. Da, este interesant. Și de specificat că este cu cutie automată acest campervan. Vedem deasupra cabinei șoferului acest skyroof care îți oferă mai multă lumină în momentul în care ești campat. Deci practic poți beneficia de lumină naturală atât acolo cât și trapa de deasupra zonei de living. Sub masă vedem câteva spații mici de depozitare acolo, inclusiv sub banchetă. Acesta este campervanul mobil Veta K6.3, Admiral K.3, și are un preț de 80.000 de euro plus TVA. Bineînțeles că are mai multe chestii incluse, printre care și parasolar. Aici în spate văd că este prevăzut cu o priză pentru un duș exterior, ce e foarte util la vara mai ales. Spații de depozitare. Iar aici este compartimentul pentru butelii. Da, în cap două butelii. Și evident totul branduit Mobil Veta. Ce ar mai fi interesant, la ușile din spate sunt aceste spații. De acolo poți să-ți pui telefonul sau telecomanda, e foarte util. LED-urile clasice, nu e nicio noutate. Iar acolo sunt chingile care prind patul, pentru că patul se poate ridica. Adică de aici se ridică și se face spațiu de depozitare. Poți să cari, dacă vrei, un caiac, bicicletă și așa mai departe.